Mulțumesc, Mihai. Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu noutățile despre starea vremii prezentată de colega noastră Constanța Filimon. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la rubrica Meteo. La noapte, gerul se instalează în mai multe zone ale țării. În nordul Moldovei, după lăsarea nopții, temperaturile vor coborî până la minus 18 grade Celsius la Ocnița, minus 16 la Bălți, minus 15 la Suceava, minus 10 la Chișinău și minus 9 grade Celsius la Ștefan Vodă. Prin vestul, nord-vestul și centrul țării, în continuare avem parte de ger. Minus 16 grade în termometre vor fi la Miercurea Ciuc, minus 4 la Sibiu și Cluj-Napoca, minus 3 la Oradea, Timișoara și Baia Mare. În depresiuni va fi și mai frig. Temperaturile vor ajunge și până la minus 20 de grade. În sud și în sud-estul țării rămânem cu atmosferă mohorâtă. Noaptea va fi ger. Și aici temperaturile se mențin la valori foarte scăzute. Minus 13 grade vor fi la Ploiești și Pitești, minus 5 la Craiova, minus 3 la Târgu Jiu, ceva mai cald pe litoral, minus 2 grade Celsius la Constanța. Ziua de mâine ne aduce din nou frig în sud și în est. Gerul se instalează în multe zone ale țării. În rest avem soare, timp frumos și temperaturi potrivite perioade din calendar. În sud și în est mai apar și condiții de fulguială. Vom avea minus 2 grade la Craiova și 0 grade Celsius la Târgu Jiu. În Muntenia cerul va fi noros și se va resimți vântul. Minus 4 grade în termometre vor fi la Buzău. În nordul Moldovei vom avea o atmosferă însorită, dar extrem de rece. Minus 16 grade Celsius la Bălți, minus 18 la Ocnița, minus 15 la Iași, minus 14 grade la Suceava. În vestul și centrul țării vom avea soare și chiar temperaturi pozitive în comparație cu celelalte zone ale țării. 4 grade cu plus vom avea la Timișoara, Cluj-Napoca și Baia Mare, 3 grade la Sibiu și Oradea, minus 2 la Brașov și ceva mai frig la Miercurea Ciuc, minus 3 grade Celsius. La Chișinău, meteorologii prognozează pentru sâmbătă temperaturi între minus 6 și minus 15 grade Celsius. Rece va fi în prima zi de weekend și în capitală, cu vânt destul de activ și un cer temporar noros. Valoarea termică maximă va fi de minus 4 grade, iar cea minimă de minus 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre starea vremii. Sunt Constanța Filimon și vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți și pe pagina de Facebook Meteo Actual. Și nu uitați, spui mereu că vremea e rea, fără să te oprești o clipă. Normal că și dumneata te îmbolnăvești de gripă. Vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai frumos!